judecat în cursul acestei zile astăzi la Tribunalul Constanța. În cursul acestei zile la Tribunalul Constanța s-a judecat propunerea formulată către parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a măsurii arestului preventiv. S-a și admis, motiv pentru care clienții mei au formulat contestație împotriva acestei măsuri, ce urmează să fie soluționată de către Curtea de Apel Constanța. Ne puteți spune acuzațiile oficiale care se aduce către procurori care au fost ele făcute? Da, este vorba de infracțiune de distrugere, furt calificat și de respectarea regimului material explosiv. Deci, în momentul acesta sunt arestați? În momentul acesta sunt arestați clienții mei. Ce au spus clienții dumneavoastră? Sunt vinovați? Urmează ca organe de cercetare penală să-și... Dar ei cum au predat? Au predat vinovați? V-am zis, urmează ca organe de cercetare penală să facă treaba. Da, vă mulțumesc!